Prima ediție, Sunscreen Film and Arts Festival, va avea loc între 8 și 11 septembrie la Constanța. În toate aceste zile vor fi proiecții de film, cineconcerte și concerte, atât în spații outdoor, în piața Ovidiu, pe o plajă din municipiu și la Teatrul de Vară Soveja, cât și indoor, la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin și la Sala Studio a Teatrului de Stat Constanța. Un oraș în care există o foame de evenimente, văzând că există săli dotate impecabil pentru proiecții de film, pentru evenimente de anvergură, să vă propunem un festival care să împrumute de la TIFF doar paleta asta largă de evenimente, nu doar film, înseamnă și muzică, înseamnă cineconcert. Vom avea două cineconcerte, proiecții de film acompaniate live. Unul va fi filmul Nosferatu, iar al doilea va fi Studentul din Praga, un film acompaniat live de formația Celofan și narat pe toată durata lui de consacrata Irina Margareta Nistor. Piața Ovidiu se va transforma timp de 4 zile în punct central al festivalului. Aici va fi instalat un ecran imens și vor fi puse scaune pentru 1500 de spectatori. Prin acces la cultură, oamenii devin mai implicați, mai sensibili, mai atenți la ceea ce se întâmplă în jurul lor, într-un final devin cetățeni. Arta de fiecare dată a unit oamenii, n-a dezvinat oamenii. Arta a promovat frumosul, n-a promovat ura. Arta completează educația. Constanțenii și turiștii sunt așteptați să urmărească primul episod din Clanul. Serialul are în centru o poveste captivantă în care publicul va avea ocazia să descopere lupta clasică dintre poliție și mafie. Apoi este vorba de Team Building, un film independent, o comedie, o satiră despre corporații. Am văzut filmul, m-am prăvălit de râs. Este un film nițel obraznic, nițel picant, foarte deștept. Spectatorii vor avea ocazia să urmărească în aer liber și nunți, botezuri, înmormântări, dar și multe alte filme românești, dar și străine. Noi credem că ăsta este tipul de evenimente și de fenomene care va pune Constanța la loc pe harta, așa cum trebuie, unde trebuie, pe harta culturală a României și în afară. De asemenea, constanțenii vor avea ocazia să urmărească într-o avantpremieră specială noua comedie romantică în care Julia Roberts îl are ca partener pe George Clooney, Ticket to Paradise. Oh my God. I cannot believe you. What are you talking about? She found the rings. Where? In mom's bag. I knew it. What? Atât organizatorii festivalului, cât și autoritățile locale speră că pe viitor acest festival să devină o tradiție. Un eveniment care sunt sigur că va deveni o tradiție de anvergură a municipiului Constanța și, bineînțeles, în timp, va fi reprezentativă pentru întreaga țară și poate chiar mai mult. Accesul la evenimentele din piața Ovidiu, precum și la cele de pe plaja din municipiul Constanța, va fi gratuit. Pentru celelalte locații, biletele se vor putea achiziționa de pe site-ul festivalului sau de pe paginile lor de Facebook.